Kitul este compus dintr-un mixer de aer oxigen, două monitoare semne vitale, un ventilator de transport reglabil și un incubator de transport. Aceste echipamente medicale ultra-performante vor dota sala de nașteri și sala de operații cezariene și îi vor ajuta pe medicii vâlceni să le ofere nou-născuților servicii medicale de mai bună calitate și să prevină eventualele complicații. Proiectul a fost acceptat la finanțare prin PNRR de către Ministerul Sănătății și are o valoare de peste 222.000 de lei fără TVA, aproximativ 45.000 de euro. Maternitatea din Râmnicu-Vâlcea este unul dintre proiectele importante și m-am ținut și ne ținem de cuvânt cu maternitatea și vom semna în ianuarie contractul pentru reabilitare cu fonduri europene din subsol până la ultimul etaj, cu schimbări, lifturi, instalații și tot ce trebuie la maternitate. Am făcut lucrări de consolidare, știți, am reabilitat inclusiv reanimarea. Am făcut multe lucruri, saloane și așa mai departe. Mai vine o veste bună, o veste de vreo 200.000 de lei. Nu sunt nici mulți, dar nici puțin bani. Sunt undeva la 45.000 de euro din PNRR. Micuții, copiii care se nasc au nevoie de aparatură ultramodernă. Și avem aici un kit special pentru nou-născuți, un kit care îi va ajuta pe medici să îi îngrijească mai bine pe copii. Atunci când fiecare minut din viața lor e o luptă pentru supraviețuire, doar aparatura performantă ne poate ajuta să îi salvăm. Ideea este că orice aparat nou reprezintă o șansă în plus la viață pentru bebeluși care se nasc încă din niciun kilogram, iar organele lor sunt în miniatură. Beneficiem cu mulțumire și cu recunoștință de ajutorul dat de Consiliul Județean. Sperăm ca mămicile din comunitatea noastră să aprecieze acest efort, să le fie de folos și să vină motivate să nască în maternitatea noastră și le asigurăm că bebelușii născuți aici, în Râmnicu-Vâlcea, beneficiază de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde.